Bună dimineața, așa începe o zi perfectă. Se pot vedea ruinele caselor abandonate de către moți. Dar în realitate este extrem de impunătoare și de wow, uimitoare. Ți-a plăcut, Ion? Senzațională. Inedit, de-a dreptul să găsești așa ceva în România. Bună dimineața tuturor! Salutare, dragilor! Noi ne aflăm tot în județul Cluj. Se pare că ne-am îndrăgostit de zona aceasta a țării de Transilvania și mai avem încă foarte multe de explorat. Drept urmare, astăzi vom bifa câteva obiective importante pentru această zonă și vom încheia cu o cazare spectaculoasă ca în Bali. O să rămâneți fără cuvinte și noi de asemenea. Hai să pornim la drum, că avem foarte multă treabă astăzi. Yay! Și până ne aranjăm noi bagajele în mașină, vreau să vă mai arăt încă o dată peisajul acesta mirific din Mărișel, județul Cluj. L-ați văzut și în vlogul anterior, dar nu puteam pleca fără să-l mai admirăm încă o dată. Ne-am trezit în sunetul greierilor din această zonă. Priviți poinițile acestea, cât de frumoase sunt, și sigur că satul în sine este spectaculos. Așadar, să pornim la drum. Have a nice day! Și după un drum superb de-a dreptul, am ajuns la prima destinație, lacul Beliș. Sperăm totuși să nu fie urși în zonă. Bună dimineața, Ion! Lăsăm mașina aici, fugim. Dar, da, fugim repede să vedem lacul. Nu prea am mai văzut turiști. E un drum forestier, vedeți și voi că nici măcar nu este asfaltat și erau semne că pe durata iernii acest drum este închis circulației. Are o poveste foarte interesantă, o să o împărtășim cu voi imediat. Sunt foarte frumoase lacurile acestea din jurul Clujului, Tarnița, Gilău, Beliș. Vedeți și voi că sunt multe, multe opțiuni de petrecerea timpului liber și priviți-l cât e de frumos! Wow! Aici poți să vii și la plajă. Vorba lui Ion, ai impresia că suntem în California. Nu doar că mergem să vedem arborele sequoia, ci și imaginile în sine sunt spectaculoase de-a dreptul. Da, ne duc cu gândul la Yosemite Park. Ai, 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 cât e de frumos! Noi ne aflăm acum în munții Gilăului, județul Cluj, iar lacul acesta, Beliș Fântânele, este un lac artificial de acumulare. Are o poveste interesantă, vă spuneam, a fost amenajat între anii 1970-1974 cu scop hidroenergetic pe cursul râului Someșul Cald. În această perioadă, locuitorii vechii comune Beliș au fost nevoiți să se strămute pe actualul amplasament al satului. Cătune precum Milioan, Pleș, Dădești, Bolojești sau Giurcuța de Jos sunt acum domeniul amintirii și doar în verile foarte, foarte secetoase, când nivelul apei lacului scade foarte mult, se pot vedea ruinele caselor abandonate de către moți. Foarte interesantă povestea. Știam de satul Geamăna, dar nu știam că și lacul Beliș are o poveste similară, dar cât e de frumos! Wow! Se întinde pe o suprafață destul de mare. Cred că și aici te poți plimba cu barca, cu caiacul în special, pentru că bărcile cu motor sunt interzise. Cred că poți veni aici la plajă, vorba lui Ion. Nu ești dat pe spate? Nu, nu. Nu e ceva nemai văzut. Da, nu e nemai văzut, dar mie îmi place foarte mult amplasarea lui, știi că... Da, da, da. Ții un scaun, ceva, un șezlong și vii aici, stai pe marginea lacului. Stau aici de câteva minute bune și mă tot uit dacă se zărește vreo ruină, ceva, vreun semn că aici ar fi fost case cândva, că ar fi fost locuită zona aceasta, dar nu, a și plouat în ultima vreme destul de mult, n-avem nicio șansă. Ce îmi displace e faptul că sunt câteva peturi ce plutesc deasupra apei. Nu știu dacă sunt niște semne puse de pescari, pentru că am mai văzut asta și în delta, legate cu oață, în fine, sau... E mizerie, încă nu-mi dau seama. Dar da, ne-am încărcat bateriile cu această imagine frumoasă. Ne îndreptăm către următoarea destinație, dar nu înainte de a lansa Ion drona. Mulțumim prietenilor noștri de la The Happy Kid pentru că ne-au recomandat acest traseu. Mergem acum la dealul Boții. Să vedem moții. Thank you.
Următoarea destinație pe listă este Dealul Boții, e un sat de fapt, dar am observat o particularitate a acestei zone și anume faptul că sunt împrăștiate, casele sunt sate împrăștiate, dacă spun bine, dar peisajele sunt ceva de basc, sunt niște văcuțe aici, se aud tălângile lor. Peisaje de basc, ce pot spune? În orice anotimp cred că e la fel de spectaculos ca acum și iarna și vara când se trezește, primăvara când se trezește natura la viață și toamna. Da, priviți cât de frumoasă e casa aceea, sunt niște copii acolo care se joacă cu mingea. Libertate totală. Ce nu-mi place mie în zona asta și nu știu dacă veți fi de acord cu mine, sunt foarte multe case noi, case vopsite în culorile roz, galben, portocaliu, case mari și nu au nicio legătură cu arhitectura tradițională. Destul de multe, nu toate, într-adevăr, pentru că aici observ că mai sunt case tradiționale cu șindrilă, dar sunt și foarte multe case apărute în ultimii ani care cumva strică arhitectura zonei. Și bineînțeles că Ion va lansa acum drona, pentru că n-ai cum să vii într-un loc așa de fain și să nu îl privești de sus. De o parte și de alta e frumos și aici și în partea cealaltă. Aici e biserica undeva în partea dreaptă. Dar da, e fain tare. Se poate merge pe drumul acesta coborâ, se ajunge iarăși în pădure. Ați văzut și voi cât de frumos a fost drumul până aici. Așadar vă las cu imaginile surprinse de Ion, care vor fi peste așteptări. Și apropo, Ion are dronă nouă. Like, vă rog. O am de ceva. O ai de vreo lună de zile, da. Foarte simpatice, văcuțele s-au oprit așa preț de câteva secunde, s-au uitat la noi, s-au întrebat, oare ce fac oamenii ăștia aici cu dronă, cu camere, cu GoPro pe mașină? Și și-au văzut în continuare de drum, dar sunetul acesta este fabulos, fabulos. Sper că v-am trezit și vouă amintiri plăcute din copilărie. Da, foarte faină experiența. Nu știu dacă voi v-ați dat seama, dar nouă ne place mult mai mult să explorăm zonele rurale, zonele sălbatice și mai puțin orașele, pentru că activează noi așa niște amintiri frumoase, niște trăiri spectaculoase. Eu mă tot uit în spate, nu cumva vreo băcuță să simtă nevoia să se apropie de noi mai mult decât trebuie. Da, minunat, minunat, chiar mi-am încărcat bateriile. Eram așa puțin somnoroși, dar acum suntem extrem de pregătiți să explorăm zona. Ce frumoase sunt! Și am observat că aici sunt foarte multe văcuțe, oamenii țin animale. Foarte mulți cai am observat pe drum ieri când am venit în zona aceasta, în Mărișel. Vremea ține cu noi, extrem de plăcută, astăzi sunt peste 27 de grade și vă rog un like pentru imaginile surprinse de Ion din dronă. S-a trezit ursulețul Ion? Cum? S-a trezit ursulețul Încă Ion? Încă nu, sincer. Ursulețul de Apuseni. Să fac niște poze așa. Am ajuns în Răchițele și mergem acum către cascada Vâlul Miresei. Vreau să vă spun faptul că aici sunt câteva terase de unde răsună muzica foarte tare. Un sfat pentru cei care au astfel de business-uri, oamenii care vin aici, vin să asculte izvorul, sunetul naturii, păsările, nu boxele date la maxim, nu-i așa, Ion? Da, sună chiar. Somnorosul Ion, de la vreme.
Chiar dacă este o zi de luni, sunt foarte mulți turiști pe acest traseu. În spatele meu cred că sunt peste 20 de persoane ce se îndreaptă către cascadă, ceea ce ne bucură destul de mult. Dacă așa e traseul, e minunat. Cascada asta are o poveste interesantă, o legendă foarte interesantă și abia aștept să vă o împărtășesc. Așa arată drumul, este extrem de frumos. Uite copacii ăștia, îmi amintesc de Galapagos. Îți amintești eu când am mers cu Claudia către vulcanul Sierra Negra? Toată pădurea era așa. Ce frumos! Da, e umiditatea mare, așa e. Ne-am mai pomenit drumul, ne-am echipat și noi, ne-am schimbat încălțările cât să putem să ne mișcăm în voie. Am înțeles că avem de mers un kilometru de la drumul principal, unde am lăsat mașina. Accesul mașinilor este interzis aici, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că nu ne prăfuiesc. Da, nu fac gălăgie, te bucur de natură până la urmă. Da, dar sunetul apei este uimitor, foarte relaxant, chiar spuneam că ne încărcăm bateriile aici. Am uitat să spun că din Răchițele este domnul Boc, primarul Clujului. Am ajuns la destinație. Cascada ne așteaptă aici undeva în partea stângă. Abia așteptăm să vedem, se aude și uite, wow, frumos e. Se vede așa printre crengile brazilor. Mm-hmm. Nu cred că o să putem vorbi aici pentru că zgomotul va fi destul de mare, dar împărtășim cu voi după aceea emoții, trăiri, sentimente. Cascada, vâlul Miresei, se află la o altitudine de 1000 de metri și are o înălțime de aproximativ 30 de metri, dar este uimitoare de-a dreptul. Wow! Sunt convinsă că în țara noastră sunt foarte multe cascade și aceasta este doar una dintre ele, dar pentru noi este o premieră și suntem de-a dreptul impresionați. Foarte frumoase! Chiar seamănă cu un vol al Miresei. Legenda acestei cascade este destul de simplă. Se spune că în urmă cu foarte mulți ani o mireasă a căzut de pe stânci în locul în care se află astăzi cascada, iar voalul ei ar fi rămas de aceste stânci agățat. Nuntașii s-au oprit la locul tragediei și au început să plângă, formându-se astfel cascada Răchițele sau cascada Vâlul Miresei. Noi acum am făcut o chestie extrem de nebunească, ne-am urcat pe aceste pietre pentru a admira îndeaproape cascada, dar priviți-o cât de frumoasă e! Oh, Doamne, incredibil! Sincer, mă ia veseala când văd apa asta curcând cu atât de mult volum, cu atât de multă repeziciune. Superbă, deci nu-mi vine să cred. Într-adevăr, de pe podul acela se vede într-un fel, iar de aici se vede mult, mult mai spectaculos. Splendidă de-a dreptul. Gata, ne-am luat doza de energie și de la cascada Vâlul Miresei. Acum mergem către mașină. Ne-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. Chiar a fost o surpriză. Recunosc că din poze și din alte videouri pe care le-am mai văzut filmate aici, părea mai mică, dar în realitate este extrem de impunătoare și de wow, uimitoare. Ți-a plăcut, Ion? Senzațională, chiar m-a simțit așa și are o energie cascada. Da, și eu am plecat cu o energie bună, parcă m-a vindecat de energie de negative. Mi-a mai sărit somnul. Yay, am învins. Ia uitați-vă câți turiști vin în urma noastră. Aici nu era foarte multă lume, erau cred că vreo 6-7 persoane, dar priviți puțin ce vine după noi. Și cum se zice, după da, noi? E foarte ușor accesibil, da. Și faci un sfert de oră sau 20 de minute. Mai puțin, un sfert de oră, da, depinde de fiecare. Și e fain că drumul arată astfel, nu e cărare prin munți, prin pădure, să spui tot felul de întrebări vis-a-vis de siguranță. E perfect, perfect. Ne apropiem cu pași repezi de copacul de sequoia de aici, din inima Apusenilor, dar voiam să punctez faptul că drumul până aici este spectaculos, adică merită să vii aici doar pentru drum, dacă nu ești pasionat de zona aceasta de biologie, de pomicultură. Și sunt și câteva case aici foarte frumoase, drumul este destul de bun, da, probabil că atunci când plouă, na. E ok, dar e ok și atunci când e cu gheață. Wow, sunt câteva case tradiționale, priviți una aici undeva în vale. Aici m-aș muta. Aici da, și aici eu m-aș muta și eu. Chiar ai drum de acces, da. Liniște, nu știu, peisaje, liniște. Doamne, deci ziua de astăzi a fost ca o poveste frumoasă a Apusenilor.
am ajuns la destinație. Suntem înconjurați aici de câțiva căței ce păzesc proprietatea de lângă copacul Sequoia. Da, peisajul este fabulos. O să vă povestim imediat istoria acestui copac, pentru că este inedit de-a dreptul să găsești așa ceva în România. Noi nu am apucat să vizităm parcul Sequoia din California pentru că era închis din cauza incendiilor de vegetație pe vremea când ne aflam noi în zona respectivă, dar nu-i nimic, ne luăm revanș aici. Și priviți-l cât e de mare. Problema este că e îngrădit, nu putem să-l îmbrățișăm. Am văzut fotografii cu diversi turiști care îmbrățișau copacul și, mă rog, măsurau circumferința, dar se pare că nu putem face asta. Am văzut Sequoia în Yosemite, într-adevăr. Ei bine, acest arbore măsoară o înălțime de 40 de metri, domină dealul Domnului pe care se află de peste 100 de ani. Acești arbori giganți, să știți că pot trăi până la 5.000 de ani, pot ajunge la o înălțime de 145 de metri și o circumferință de 38 de metri. În opinia mea sunt doi arbori, chiar dacă brădăcina este aceeași sau, mă rog, la un moment dat tulpina lor se separă. De obicei, acești copaci cresc în California, în munții Sierra Nevada, la o altitudine de peste 2.000 de metri. Se pare că nu este singurul arbore de Sequoia din țara noastră. Iubitorii de natură au mai plantat și în alte zone, cum ar fi Oradea sau Caraș-Severin. Voiam să vă mai spun faptul că un aspect interesant al acestor arbori este faptul că, datorită scoarței, rezistă la foc și cu atât mai mult s-a descoperit faptul că incendiile forestiere le fac bine. Scoarța acestui arbore este spongioasă și poate ajunge până la un metru grosime și conține o substanță ce reușește să țină insectele la distanță. Baronul Gal Silvestru este vinovat de existența acestui copac de Sequoia în zona munților Apuseni. Acestuia îi plăcea foarte mult să studieze pomii, plantând în zonă mai multe specii rare, cum ar fi Sequoia, pinul negru sau zada. Foarte drăguță și poienița asta, să știți că am văzut turiști care stau pe iarbă, pe o pătură. Da, din păcate mă gândeam acum oare care sunt motivele pentru care este îngrădit. Probabil că prezența turiștilor, atingerea copacului, a scoarței de către oameni s-ar putea să producă efecte negative asupra dezvoltării copacului și probabil de aceea este restricționat accesul turiștilor în apropiere. Ei, după noi au mai venit două mașini, înseamnă că acesta este un obiectiv destul de important aici în zona Clujului și e situat la 80 de kilometri distanță de oraș, ceea ce înseamnă că e destul de aproape. Foarte fain de venit într-un weekend. Da, e fain să te plimbi prin sat. Da, foarte fain satul ăsta, foarte, foarte fain. Da, cam așa se vede copacul Sequoia de la distanță, impunător de-a dreptul. Sunt curioasă oare la ce altitudine, înălțime va ajunge cu trecerea anilor. Ce ai găsit aici, Ion? Aici o fântână și o adăpătoare de vaci. Trăgeau apă din fântână, vedeau prin această țeavă și fugea aici. Foarte inteligent. Se adăpau animalele de aici. Nu prea mai e funcțională. Cumpănă, vezi? Cumpănă legată de copac. Wow, ce interesant. Sursa viața până la urmă. Da, corect. Oamenii munților. Oamenii apusenilor, moții. Da, foarte interesant să văd pe coi aici. Suntem la altitudinea de 870 de metri, credeam că suntem mai sus, sincer. Acolo este copacul. Priviți puțin ce imagine frumoasă avem în fața ochilor. Aici sunt flori de câmp. Nu vă imaginați cum miros. Auziți insectele? Mergem puțin aici să vedem ce ni se dezvăluie după acest câmp de flori, după acești copaci. A, e cineva la fel. Wow! Ce imagine faină! Priviți puțin, exact ce vă spuneam, cineva strânge fânul aici, am încălcat puțin proprietatea pentru că vreau să vă arăt baloții aceștia de paie, de fân din fața noastră. Și stați așa, nu închideți videoul, nu plecați, pentru că urmează să vă arătăm o cazare cu totul și cu totul inedită pe care o vânăm de foarte mult timp și iată că în sfârșit am prins disponibilitatea.
Și după cum v-am avertizat de dimineață, am ajuns la o super cazare, Vila, Cheia se numește, și este situată la 40 de kilometri de Cluj și cred că vreo 7 kilometri de Turda. Deci, o locație cât se poate de strategică și de liniștitoare și deja se vede peisajul. Wow! Incredibil cum arată interiorul. Acesta este spațiul comun. Știți că eu am o pasiune pentru pereții din sticlă, pentru geamurile mari în general, pentru că, mă rog, creează spațiu și luminează foarte fain încăperea și, în plus, au și o cuvertură tradițională. Cumva îmbină modernul cu tradiționalul. Aș zice că e mai degrabă o îmbinare arhitecturii românești cu cea scandinavă. Ia, uitați ce priveliște frumoasă. Cred că aici este spațiul de luat masa și avem piscina de tip Infinity, exact ce vă spuneam la începutul vlogului. Dar stai așa că mie mi-a atras atenția un detaliu și anume acest șemineu foarte ingenios. Ia uite-te puțin, cât de tare! Ce vrei să ne prezinți, Ion, în continuare? Ce spațiu de ce fain e! Micul dejun și cina. Da, noi avem incluse micul dejun și cina. Probabil că o să filmăm cina în seara aceasta, nu mai filmăm și mâine micul dejun. Dar cât de fain arată! Da, stil minimalist, ferestre mari, lumină multă, priveliște uimitoare. Cred că este Valea Arieșului, da, nu? De la o vacanță n-ai nevoie de mai mult. Cauți liniște, cauți deconectarea de oraș, nu? De zgomot, de aglomerație și vii aici să te retragi, să te bucuri de ce ți oferă natura. Wow! Turda, da. Cred că suntem destul de aproape de Salina Turda. Ne mai gândim dacă mergem. Să vedem. Mai lăsăm și pentru următoarea vizită în zona aceasta câteva obiective. Sper că ați observat, dar Ion este ghidul meu astăzi. El ne prezintă această proprietate. Wow! Dar aici e o grădină, o livadă, de fapt, nu o grădină. Încep să mă îndrăgostesc de toate locațiile acestea cu piscină de tip Infinity care ne amintesc de călătorile noastre prin lume. Cred că ne putem plimba, uite că sunt hamace, vezi? Cred că putem sta la umbra unui copac dacă ne supără soarele. Cum s-ar zice, avem Turda la picioare și Valea Arieșului. Din câte observ, aici s-a folosit foarte multă piatră și mult lemn. Dar îmbinarea lor este uimitoare. Deci nu pot să cred că sunt eu cameraman. Da, da, da. Wow, cum arată piscina. Abia aștept să mă bălăcesc, sincer. Abia aștept. Și eu. Wow. Clădirea din exterior. Da, hai să ne plimbăm puțin, imediat o să vă arătăm și camera noastră. Așa arată împrejurimile, aceasta este curtea unde turiștii se pot plimba în voie, își pot așeza, cred că o pătură, sau se pot așeza în hamac și relaxa. Mă simt precum în livada de la țară, din Bucovina, sincer. Cumva recrează un spațiu al copilăriei noastre. Și vă dați seama primăvara ce frumos e când înfloresc toți copacii aceștia. Nu spui că te afli în România, din nou, știu că mă repet, dar pentru noi Transilvania este o surpriză foarte plăcută în privința cazărilor. Mi se pare că oferă foarte multe opțiuni, de la cele tradiționale până la cele moderne, îmbinarea modernului cu tradiționalul și da, e o oază de liniște. Nu știu dacă voi auziți ceva în afară de Ion care își pregătește drona.
extrem de cochetă această cameră, minimalistă. Îmi place foarte mult lambriul acesta din lemn, zona aceasta unde peretele este acoperit parțial cu lemn, faptul că podeaua este din lemn și inclusiv structura aceasta în care este incorporat patul. Uitați-vă puțin cât de frumoase sunt arcadele acestea unde sunt amplasate veiozele. Avem două scaune, o măsuță, o veioză, bineînțeles, un televizor. Aici cred că sunt niște pături în cazul în care seara se lasă răcoarea. Avem și o oglindă, bineînțeles. Iar aceasta este baia, foarte mare, cu o cabină de duș. Aici sunt prosoapele. Avem prosoape pentru piscină și prosoape pentru duș. Foarte faină camera, una dintre cele mai plăcute surprize ale călătoriei noastre prin România. Și haideți să vedem ce se ascunde după aceste obloane. Este grădina proprietății. Wow! Și de aici se vede foarte frumos Valea Arieșului. Avem și piscina la o aruncătură de băți. Practic suntem cu un picior în piscină și cu altul în grădină. Și nu doar că avem o ieșire către grădină, avem și acest spațiu unde ne putem relaxa dacă nu dorim să ne bronzăm la piscină. Și după o zi atât de lungă a sosit ora cinei. Abia aștept să mâncăm. Hai să vedem ce ne-au pregătit. Unde-i cheia? Unde-i cheia la Villa Cheia? Cum vine asta? Mulțumim. A venit primul fel de mâncare, dovlecel pane. Îmi dai seama. Reconfigurarea traseu e vânătă, pane. Și a venit felul principal, avem cartofi copți, coaste la grătar, un porumb copt de asemenea sau prăjit, nu-mi dau seama exact, o salată de castraveți și cam multă atât, voie multă bună. Voie bună, exact. Și o priveliște senzațională. Da, ia uitați și voi, de pe aici se vede turda. Meniul este complet, a sosit și desertul, avem papanaș, ce bine arată, abia așteptăm să-i degustăm. Am uitat să precizăm, o cină completă costă 70 de lei de persoană, însemnând un starter, un fel principal și bineînțeles un desert delicios. Plus apă. Plus apă, da, paharul de vin este extra. Hai noroc, Ion, pentru o seară fabuloasă. Cine. Bună dimineața, așa începe o zi perfectă aici la Villa Cheia, într-o piscină de tip Infinity și ne simțim precum la Kamandalu în Bali. Cum e, Ion? Senzațional, ce vreți mai mult. Da. Priviți și voi cât de mare este piscina și cât de faină este priveliștea. Acum nu este lumina bună pentru că e dimineață și în partea a doua zilei ne ajută mai mult. Însă sunt convinsă că ați văzut acum câteva minute imaginile filmate ieri. Acum ne bem a doua cafea și ne pregătim de plecare, bineînțeles. În stilul caracteristic. Suntem doar pe drumuri. Fica Ion. Cum e să ai și livadă și piscină în același loc? Minunat! Nu-mi vine să plec de aici, chiar îi spuneam lui Ion că aici merită să stai cel puțin 3 zile și te relaxezi total! Ai piscină, ai mâncare excelentă, mâncare organică, că nu știu dacă am precizat, totul este preluat de la localnici din zonă, de la producătorii locali. Și încă ceva, vreau să mai fac o corecție, și anume că arhitectura acestei vile nu este scandinavă, nu este o combinație între arhitectura românească și scandinavă, ci este o reinterpretare a arhitecturii din această zonă.
Da, ne place mult și îmi pare rău că plec. Uite, mai stăm câteva minute aici să ne relaxăm la hamac. Ne-am trezit dimineața de vreme, ați văzut și voi că ne-am bălăcit puțin. Am luat micul dejun, acum stăm în hamac și apoi ne pregătim să plecăm. În cazul în care ajungeți în zona aceasta, în zona Cluj, pentru că suntem relativ aproape, suntem undeva la 40 de kilometri distanță de Cluj-Napoca, dacă ajungeți la Salina, Turda, la Cheile Turzii sau dacă vreți să vizitați Castrul Roman, vă recomandăm să vă cazați aici, nu veți regreta, va fi o experiență nemaipomenită. Și da, când vii în vacanță, ai nevoie de toate aceste ingrediente încât vacanța ta să arate, dacă nu perfect, aproape perfect. Lăsăm linkul în descriere. Villa Cheia se numește și este o locație cu circuit închis. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi. A fost unul inedit pentru noi, sperăm că și pentru voi și urmează noi aventuri pe cinste. O zi tare lungă, încheiată într-un mod cât se poate de frumos. Vă pupăm de departe, nu uitați, lăsați-ne un comentariu, like dacă v-a plăcut și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. V-am pupat de la Villa Cheia.